media locală. Campania de prevenire a criminalității informatice Sigurați Online, care a avut ca scop informarea și conștientizarea populației cu privire la formele de manifestare și modalități de prevenire a fraudelor online, respectiv impactul pe care mediul online îl are asupra vieții lor. 13 activități desfășurate, 880 de persoane informate, 694 minori și 186 persoane majore. De asemenea, a fost inițiat un demers împreună cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, campania de prevenire și educație împotriva fraudelor, nu te lăsa păcălit, protejează-ți datele, protejează-ți viitorul. Au fost pe parcursul primului semestru și mai multe articole apărute în presa locală și pe această cale dorim să vă mulțumim pentru preluarea acestor articoli și promovarea lor în mediul online și nu numai. Cele mai frecvente tipuri de fraude online sunt metoda curierul, fraude cibernetică ce folosesc niște mesaje ce par a fi transmise de firmele de curiera sau chiar de magazinele online, prin care vi se solicită să achitați o sumă de bani pentru un colet pe care nu l-ați comandat. În colet se vor regăsi produse de o valoare infimă. Fraude cu investiții, le-am amintit și anterior. Phishing, această metodă se referă la mesaje false care induc în eroare destinatare pentru a-și divulga date personale, financiare, ori de securitate. Fraude prin metoda OLX. Am avut și cazuri în care a reapărut metoda accidentul. Sunt în documentare și astfel de situații. Pe final aș dori să transmit câteva sfaturi cu rol preventiv. Știu că au mai fost promovate, dar consider că este bine să insistăm iar populația să fie informată și să-și ia măsurile de precauție necesare pentru a evita să intre în capcanele întinse de aceste persoane cu preocupări în domeniul infracțional. Principalele sfaturi s-ar referi la faptul de a nu accesa anunțuri sau reclame online care promit obținerea unor câștiguri facile într-un scurt timp în domeniul investițiilor. Înainte să participați la acest gen de investiții, informați-vă în prealabil la autorități. Nu furnizați date sau fotografii ale cardurilor bancare și ale documentului de identitate către persoane necunoscute. Nu instalați aplicații necunoscute pe telefonul mobil la solicitarea unor persoane străine. Nu furnizați datele de identificare ale cardurilor, număr card, data expirării, codul CVV de pe Verso, pe site-uri de cumpărături online nesigure sau necunoscute. Nu furnizați telefonic sau prin e-mail datele cardurilor sau de logare, user și parolă la aplicațiile mobile de internet banking către pretinși reprezentanți bancari. Băncile nu solicită niciodată astfel de informații prin telefon sau e-mail, ci doar cu prezență fizică la sediul acestora. Nu divulga userul și parola de logare la aplicațiile mobile bancare, indiferent de motivul invocat. Nu fi de acord cu primirea în conturile tale bancare de sume de bani sub niciun pretext sau motiv din partea niciunei persoane. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim frumos, domnule inspector, și eu fac om. Domnul Pavel, vă rog să faceți dumneavoastră prezentarea. Dar cât mai eficient. Bună ziua! În continuare ce vă prezentat de domnul inspector șef, aș aduce în atenția dumneavoastră cauzele accidentelor circulației înregistrate în primele 6 luni ale anului curent, care sunt cam aceleași în fiecare an, respectiv abaterile pietonilor, viteza neadaptată, neacordare prioritate pietoni, neacordare prioritate vehicule, abateri bicicliști. Pe drumurile naționale s-au produs cele mai multe accidente și v-aș exemplifica aici DN15, cel mai lung drum, sector de drum național care îl avem pe raza județului, de la Grințieș, Bicaz până la Costișa, avem 9 accidente grave, urmat de DN15B, Poiana Largului, Vânători, Târgu Neamț, DN17B, Poiana Largului, Farcașa, Borca, DN15C și DN2. Observăm că DN2, drumul european cu cele mai ridicate valori de trafic, ajunge pe locul 5. Cred că este meritul colegilor noștri la Roman și a combaterii cauzionatoare. Suntem tot timpul prezenți pe acest sector de drum, având în vedere ca valorile ridicate de trafic, însă ca element de noutate apare o problemă pe DN17B și se concentrează accidente pe raza localității Borca. Țineți minte, pe 31 martie am înregistrat un eveniment tragic, 3 persoane și-au pierdut viața. În afară de acesta am mai avut 2 accidente, soldat cu decesul persoanelor, având drept cauze abaterile pietoni și bicicliști.
Deci trei accidente în localitatea Borca, care plasează acest sector de drum pe locul 3. Accidentele se concentrează în ziua de vineri, pe drumul național, am avut 8 accidente, urmat de ziua de marți și duminică. După drumul național, înregistrăm accidente pe drumurile județene și comunale, cele mai multe în zona municipiului Roman, urmat de zona Piatra Neamț, zona Târgului Neamț. Cauzele se răstoarnă în acest caz, apar pe primul loc bicicliști în mediul rural. Și după cum știți, chiar și în ultima perioadă de timp, am avut evenimente soldate cu decesul bicicliștilor pe fondul consumului de alcool. După bicicliști, ca și cauza apare viteza, abaterile pietoni, conducerea fără permis. Ca interval de timp, accidentele pe drumuri județene și comunale se înregistrează duminica, sâmbăta și miercurea. Cele mai multe accidente se produc în intervalul 14-22. Pe străzile din municipiu și orașe s-au înregistrat 21 de accidente, cele mai multe în Piatra Neamț, 9 accidente, urmat de Roman, 8 accidente, Târgu Neamț, 3 accidente. În schimb, în municipi și orașe nu avem consecințele tragice pe care le înregistrăm pe drumul național și drumurile județene. Aici avem 3 persoane decedate. Principalele cauze în orașe și municipii sunt abaterile pietonilor, neacordarea prioritate pietonilor și vehiculelor. Accidentele se înregistrează în zilele de luni și marți. Cam atât despre accidente. Dacă doriți, mai reluăm modificările legislative din ultima perioadă de timp, aduse prin OUG 84, OUG 97 și hotărârea guvernului 877. Se referă în principal la alcool. Avem ca element de noutate cazul retragerii permisului de conducere în situațiile în care conducătorul auto refuză testarea alcool scop sau pentru substanțe psihoactive, retragere pentru 72 de ore, până ni se pune la dispoziție rezultatul analizei de către instituțiile medico-legale. De asemenea, apare și cazul în care conducătorul auto acceptă efectuarea testului pentru consum de substanțe psihoactive, în cazul în care este pozitiv, se reconstatează monstre biologice, la fel, rezultatul este pus la dispoziție în 72 de ore. În funcție de acest rezultat, continuăm cercetările. Ca elemente noutate, apare situația în care conducătorul auto are o alcoolemie până în 0,10 mg per litru alcool pur în aer expirat și apare legea de dreptul să solicite o a doua testare după 15 minute, nu mai mult de 20 de minute, caz în care valoarea juridică are testarea cu valoarea cea mai mică. Dacă după ce de-a doua testare dorește recoltarea de probe biologice, se pot recolta și probele biologice. Aș mai insista și pe faptul că legea indică acum cazuri obligatorii de testare, obligatorii pentru polițiști, se referă la situația în care polițistul rutier observă în interiorul autovehicului recipiente care conțin alcool și indică urme sau consumul recent, precum și substanțe psihoactive, sau cazul în care conducătorul auto a fost sancționat în mod repetat pentru consum de alcool în ultimii 3 ani sau a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de articolul 336, 337, 338, 336, indice 1. Mulțumesc, am terminat. Mulțumim și noi. Cam astea au fost prezentările noastre. Dar tot sunt microfonul la domnul Pareu, și a avut o privare de acolo, printe. Da, mă interesează cât șoferi au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive de la începutul anului și până acum, dar și în perioada asta de cât a intrat noua legislație în vigoare, pentru dumneavoastră. Deci în primele 6 luni ale anului avem 60 de cazuri în care conducătorii auto au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive. În toate cazurile ne-au parvenit buletin de analiză toxicologică. Cred că mai sunt 2-3 cazuri de clarificat. De la intrarea în vigoare a modificărilor legislative am avut 3 cazuri. În 2 cazuri instituția medico-legală ne-a pus la dispoziție buletin de analiză toxicologică. Pozitiv, cercetările continuă. În ultimul caz, suntem în interiorul termenului de 72 de ore, aplicăm procedura și după obținerea
buletinului vom proceda în consecință. Mulțumesc. Aș o doar pe rând, dumneavoastră, e doar 3, dar 20 aș subie prima. Deși sunt mediatizate cazuri de condamnare pentru infracțiuni rutiere, în cazul în care polițiștii depistează zilnic, au fost zile cu 7-8 cazuri de infracțiuni rutiere. Polițiștii rutiere, cât atât cât pot și cu resursele care sunt prezenți, asta e indiscutabil. Există o explicație de ce în condițiile astea nu scade numai decât, nu știu cum arată statisticile exact, dar la prima vedere numărul infracțiunilor, dacă nu crește, măcar e același. Există o explicație de V-am explicat la început, dinamica accident în circulație. Deși par multe cazuri de consum de alcool sau substanțe psihoactive, noi nu avem drept cauză de producere accident grav de circulație consumul de alcool. Și nici nu am înregistrat niciun accident de circulație care să aibă drept cauză de producere consum de substanțe psihoactive, ceea ce zic eu că este îmbucurător. În schimb, acțiunile noastre, poate de asta sunt și vizibile, se concentrează și pentru combaterea acestor situații. Vedeți, dumneavoastră înțelegeți bine fenomenul și asta este că am prevenit la timp. Însă activitățile sunt concentrate și pe această linie. Decât să înregistrăm accident grav, mai bine prevenim și acționăm pentru combaterea lor. Nu putem, în funcție de anii anterior, să spunem că este o creștere. Se situează cam la nivelul celorlalți ani. Într-adevăr, nicio ameliorare. Avem o creștere pe constatarea consumul de substanțe psihoactive, însă se datorează și faptului că avem capacitate de testare mărită față de anii anteriori și efectuăm mult mai multe teste. Am înțeles. Și acum, următoarea două întrebări, dar o să spun și de care este deficitul la poliția rutieră pe județ și pe cele două municipii, deficit de personal? N-aș putea să vă furnizez acum această cifră, se încadrează în deficitul general al inspectoratului, nu putem spune că suntem... Avem deficit, dar sunt în continuă mișcare. Vin colegi, pleacă, avem și niște concurse, acum în derulare, însă nu suferim din această cauză a resursei umane. Chiar putem spune față de alte structuri, față de alți colegi, suntem privilegiați. Și pe cele două municipii? Exact. Mulțumesc. De altfel... Este peste media înregistrată la numărul județului. Media de încadrare. De altfel, dacă îmi permiteți, acțiunile noastre sunt în comun. Dacă noi, serviciul rutier, ajutăm atât biroul rutier Piatra Neamț, biroul rutier Piatra Neamț ne ajută pe noi și participăm în acțiuni comune și Praza Municipiului Roman, în Târgu Neamț, Bicazu. Tocmai de aceasta nu înregistrăm probleme. Tot eu v-am spus că nu avem cauze pe primele locuri, alcoolul. Nu facem statistica asta, dar cauza accidentelor o reprezintă în orașe pietoni, neacordate prioritate vehicul, prioritate pietoni. Bineînțeles că depistăm și conducători auto sub influența alcoolului, dar nu îi depistăm numai lunea, îi depistăm tot timpul săptămânii. Și mai am o întrebare, la Buzău, polițiștii rutieri au pe lângă Dragăr 5.000, mai au încă un aparat de testat drogul, un Dragăr 3.000, care testează doar pentru 3 substanțe, un fel de test rapid. Mult mai rapid decât 5.000. La noi avem așa ceva? Aveți la ei? Nu avem, dar... Din toate statisticile, drag testul Dragăr 5.000 este cel mai bun. Nu cred că face testul mai rapid, deoarece este și cu Dragăr 5.000 se face un test rapid calitativ, care indică o prezență a unei substanțe, se recoltează probe și analiza toxicologică ne oferă rezultatul. Deci nu am slabă. Nu. Nu. Cazuri și tot femeile sunt în top?
verificare. Poate? O întrebare și mai am o întrebare referitor la cazul de ieri de la Căminul pentru persoane cu dizabilități de la Războieni, dacă poliția s-a autosesizat. Da, o să încep cu a doua întrebare. Sigur că ne-am sesizat deja. O să facem verificările în contextul cadrului legal și vom vedea ce rezultă în urma verificărilor efectuate. Permiteți aici aș interveni pe problematica violenței domestice. Într-adevăr, vedem formele de manifestare a violenței domestice sub toate cele 7 forme de agresiune care se pot întâlni. Este un fenomen actual, un fenomen pe care îl întâlnim la nivelul județului. Avem și aceste instrumente suplimentare de monitorizare electronică pe care le utilizăm. Orice tip de sesizare care ne parvine, indiferent că este apelul 112, că este o petiție, că este o sesizare directă, că este o informație pe care o primim, o tratăm cu maximă seriozitate, iar polițiștii urmează întocmai procedura de completare a formularului de evaluare a riscului, de stabilire a existenței sau nu a unui risc, de emitere sau nu a ordinului de protecție provizoriu. Întâlnim și situații, sau destul de multe situații, în care victima refuză emiterea ordinului de protecție provizorie. Noi, suplimentar, înțelegem, poate pe moment, nu dorește să se emită acest ordin care este în competența polițistului. Îi lăsăm și un formular de ordin de protecție către instanța de judecată. N-aș putea să vă spun acum procentual numărul victimelor pe defalcat, pe sexe, bărbați, femei, dar întâlnim situații în care agresorul nu diferențiază, ca să zic. Și am întâlnit cazuri grave și de o parte și de cealaltă. Aici sunt date 1949 de sesizări prin cazurile de violență domestică. A crescut numărul sau a scăzut? Că sunt foarte multe cifre care au scăzut. Din datele pe care le știu, suntem undeva cam la același nivel. Avem o scădere la încălcarea ordinelor de protecție. Adică și agresorii conștientizează că nerespectarea sau nerespectarea repetată atrage și măsuri suplimentare și am avut și cazuri în care au fost reținuți pentru nerespectarea ordinelor de protecție provizorii sau a ordinelor de protecție stabilite de instanță. Iar la copii a crescut numărul cazurilor? Că și ei fac parte de familie și de tată sau mama sunt agresori? Într-adevăr, și în ceea ce privește minorii, înregistrăm un fenomen care se manifestă în special, ca să zic așa, pe infracțiuni de natură sexuală comise împotriva minorilor. Sunt evenimente foarte grave, sunt evenimente de impact pe care, din rațiuni pe care bănuiesc le înțelegeți, nu le putem mediatiza și nu putem detalia, dar într-adevăr înregistrăm astfel de cazuri și suntem conștienți de impactul social pe care îl au și de gravitatea acestor fapte. Dar se iau măsuri împreună cu procurorii, avem și polițiști specializați și la nivelul parchetelor, sunt procurori desemnați care gestionează astfel de situații. Câte patrule de ordine publică avem în Piatra Neamț în noaptea la ora actuală? În ceea ce privește deficitul personal, el se încadrează în media pe țară. Din anumite motive de siguranță operațională, aș vrea să mă abțin să vă dau cifre. Vreau să... Care e media pe țară? 75%.
Deficitul este de 25%, adică gradul de încadrare este de 75%. Facem eforturi pe toate palierele și prin... Așa. Și vreau la ordine publică acum noapte, în fluctuează. Fluctuează în funcție de situația operativă și de evenimentele care apar. Fluctuează în funcție, dacă îmi permite, și în, legat și de aportul colegilor de la jandarmi, când putem constitui acele patrule mixte, una, două patrule, dacă vorbim, doar pe schimbul de nou. Dar, dar sunt intervale și pe, nu știu, pe weekend sau în anumite intervale de timp, sunt și suplimentar mai mult de două. De asemenea, beneficiem de sprijinul constant al colegilor de la jandarmi cu resursele suplimentare și la nevoie, pe situațiile de criză, putem interveni în orice situație și cu... Nu patrulează cu poliția toată noapte. Nu, dar mai au și... Mai sunt niște resurse care pot interveni și vă asigur că nu a fost eveniment care să nu fie gestionat, inclusiv fenomen de amploare, unde au fost scandaluri cu mai multe persoane implicate. Ați văzut din material și intervențiile celor de la acțiuni speciale, atunci când situația o impune, pentru a nu degenera... Vă luam întrebare zilele trecute, sâmbătă, duminică, prefectul Adrian Borcean spunea despre conducerea IPJNA, despre și despre dumneavoastră de Coma. Ei consideră că este și zilul ăla puturos, cum comentarii, adică dumneavoastră prezentă și cei de aici activitate, poliția lucrează, prefectul zice că e puturoșenie undeva la conducere, acum nu știu dacă și sub conducere. Cum comentați asta? Vă spun doar atât. Și subiectul ăsta îl consider încheiat. Colaborarea instituțională dintre instituția prefectului și Inspectoratul Județean de Poliție Iași a existat, îmi cer scuze. A existat și va exista întotdeauna, în limina cadrului legal incident. Bine, legat de incidentul de Baia Matei, podul la Prăbuși, dar... Nu cunosc. Ce s-a găsit așa cu porții în gâtul conducerii pe genenții deodată? Nu cunosc. Și nici v-ați întrebat, n-ați fost curios? Nu. Acceptați pur și simplu așa și de critici? Da. Bun. Eu îmi fac profesia de 30 de ani cu aceeași demnitate. Ultima, asta pot să vă spun. Ultima întrebare. Odată cu instalarea dumneavoastră în funcție, vă luat în spațiul public niște materiale de presă, ceva mai vechi, legat despre implicarea dumneavoastră într-un dosar cu scurge de informații de la Iași, prin relația acolo la Deghia. Clarificați un pic situația, că vă conduceți de seama instituția și a trebuit, nu știu ce a fost, ce mai este acum. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Sunteți primul ziarist, deși au scris atâția, care m-a întrebat despre treaba asta. Unii s-au rezumat doar să scrie, fără să întrebe nimic. Nu știu nici eu mai mult. Dacă a existat un dosar, dacă n-a existat, n-am fost niciodată chemat pe undeva să dau vreo declarație, măcar să relatez o situație. Asta pot să vă spun. Și la... Nici n-ați fost informat că ați făcut vreodată obiectul în investigații sau că ați fost subiectul în investigații, nu știți nimic? Nu știu nimic. Am aflat și eu din presă, am aflat de la alții, cum să spun. Mulțumesc. Vă rog. Cum a zis și domnul Cadine, de la accidentul de la Băiana Largului, Consiliul Județean a zis că a aflat din presă de accident și așa, și de ce nu a fost anunțat accidentul și la dumneavoastră direct? Păi noi l-am mediatizat. Ce a ținut de partea noastră. Întrebarea recontează, probabil, da. Aici. Poliția națională are obligația să anunțe incidentele de genul ăsta în instituția prefectului sau nu? Noi informăm
de fiecare dată în limita cadrului legal, v-am zis. Bun, și informările de genul ăsta se fac pe moment, adică s-a întâmplat accidentul imediat să anunță prefectura sau în funcție de accident, de gravitate? În funcție de gravitate. Noi avem o reglementare internă și cu privire la modul de raportare a incidentelor pe linie ierarhică, pe care acesta este cadrul de bază la care ne raportăm, dar cu siguranță comunicarea interinstituțională există și va exista. E clar, însă, comunicarea cu domnul prefect exact asta îmi reproșea. Am avut informații zicea prefectul și câte ani în situație. Adică era... Canalele, timpii de comunicare și modalitatea de comunicare fac obiectul unor discuții interne sau la nivel instituțional. Poliția poate proceda cu un fel legal referitor la potențele alea principale, unde acolo sunt zeci de potențe, sute, poate construite de zeci de ani. Haideți să nu tragem o concluzie pripită, înțeleg că este constituită și o comisie de control, compusă din specialiști din cadrul instituțiilor abilitate, și atunci o să vedem care sunt prerogativele fiecărei instituții, care sunt atribuțiile și limitele în care poate acționa. Comisia de control deja a tras unele concluzii, fondul era de 40 de ani de corp, consultă absolut ilegal. Apropo, domnul Valen, poliția nu ți-a spus că e prodecisiv, e zona, domnul Valen, de dus asta, n-am. Da. Acolo fiecare auzață, pot. Nu a spus poliția nu ți-a răspuns că este exclusiv. Eu am vorbit cu doamna Ramona Ciocu și am întrebat dacă se extinde încheța și că era ceva de fapt. Am spus că podul respectiv nu era destinat circulația autovehiculor. Asta nu înseamnă că este exclusiv pietonal. Poate circula pe bocele, poate circula alte vehicule. Însă nu pot detalia, deoarece este un dosar penal. Acolo se fac cercetări, este parchetul Bicaz care urmărează cercetările, dar nu am folosit noțiunea exclusiv pietonal. Nu era destinat circulației autovehiculor. Mie așa mi s-a transmis că era pietonal. Simptome de comunicare care poate fi reparată, nu știu de domnul Domnul Dino, dacă nu ne-ați întrebat, am murit. Cu siguranță putem îmbunătăți lucruri și orice activitate este perfectibilă. Și trebuie să analizăm situația în complexitate ei și nu să luăm anumite frânturi din context, pentru că știți că se schimbă sensul. Trebuie să nu luăm nimic, trebuie doar ce a fost oficial, ce a zis. Cu permisiunea noastră, rugăm și pe colegii mai tineri să spună câteva cuvinte, dacă, ca să schimbăm registrul. Dar eu văd, oricum vreau să întreb dacă sunt din procesul să vă poți și când sunt polițiști. Haideți să-i lăsăm pe urmă. Haideți să începem cu domnișoara. Acum să ai exemplu și... Să începem cu domnișoara. Eu mă numesc și sunt, de fapt, agent de poliție Zăgneanu Valentina, încadrată de la data de 28 octombrie 2022 în cadrul IPJ Neamț, secția numărul 3, Poliția Răsăbăoani. Activez pe funcția de ajutor șef de post în cadrul postului de poliție Săbăoani și tind să și sper să am o carieră frumoasă în poliție, deoarece este o muncă foarte frumoasă și îndrăgită mie. În legătură cu... Dacă aveți întrebări, de fapt... Despre incidentul din data de 20.04.2024, cum a prezentat și domnul comisar șef Coman Gabriel, în data de 20.04.2024, în jurul orei 22.10, după finalizarea serviciului de patrulare schimbul 2, eu, cât și colegul meu, agent principal Turbule Adrian, am ajuns cu autospeciala din dotarea poliției